să mă justific, lucrăm foarte insistent la, și la faza defensivă și la faza ofensivă. Sunt lucruri care de multe ori și ca antrenor și ca om de fotbal se poate întâmpla de la un meci la altul ca absolut toate să revină pe făgașul normal. Muncim acribic și știm situația grea în care ne aflăm, dar precum am spus, munca va, ne va și răsplăti până la urmă, sunt convins de lucrurile acestea. Dar credeți că jocul prost din apărarea Gloriei s-a datorat unei simple întâmplări sau e o apărare mai slabă ca valoare? Ce părere aveți dumneavoastră? Trebuie să aveți încredere în continuare în... Aș dori să fac o remarcă. Niciodată nu voi putea să numesc o greșeală personală sau să pun vina pe un anumit jucător sau pe un anumit compartiment. Acționăm și întotdeauna când vorbim la fotbal vorbim de bloc funcțional, iar din blocul funcțional, dacă unul sau doi jucători cedează sau nu fac ceea ce trebuie într-un consens tactic, vom avea toți de suferit. Și din păcate, precum a spus și persoana care a sunat înainte, Cosmin, cel care face ultimul greșeală întotdeauna se cam vede, portarul sau următoarea linie este linia de fundaș. Dar trebuie să avem în vedere unde începe greșeala și nu unde se termină greșeala. Da, reluăm discuția după ce intrăm în direct din nou cu un ascultător. Alo, bună seara! Bună seara! Alo? Vă ascultăm, cum vă numiți? Bună seara, mă numesc Baiaț, de Societate. Atâtea scuze și atâtea probleme cu Gloria, dar să știți că nu sunt scuze, să știți, la 5-0 nu este nicio scuză. Degeaba tot tragem mâța de coază. Ce-a făcut Unirea Urziceană anul trecut? Și o echipă care putea să zicem că era, la începutul campionatului era pentru retrogradare, nu? Nu există scuze. Atâta timp cât jucătorii de fotbal intră într-un teren de fotbal, trebuie să dea totul pentru echipa la care joc. Mă înțelegeți? Eu nu cred că o da totul la Craiova. Asta garantez. Și îi rog foarte mult ca Gloria Bistrița între primele care nu au retrogradat și nici anul ăsta să nu retrogradeze. Steaua, Dinamo și Gloria. Are suporteri și o să fie și mai mult. Dar în situația asta nu se pot. Vă spun, se tot scuze că ăla așa. Nu există așa ceva. Nu există. Când au intrat în teren trebuie să dea totul pentru clubul la care joc. No. Nu există nicio scuză, nu. Și vă rog foarte frumos să mă scuzați că sunt așa mai agitat, dar asta nu mai există scuză la 5-0 că... Suntem cu toții agitați, probabil din cauza rezultatelor, dar... Acum, ce să le cerem scuze? Trebuie să dai în meciul următor, o la 5, trebuie să dai 7. Cu aia ambiție trebuie să intre în terenul de fotbal. Da. Nu că mă scoate antrenorul, că mă scoate nu știu cine, nu. Că și la Bistrița sunt banii foarte puțini, se câștigă foarte greu și ca și oriunde în România în ziua de astăzi, dar un jucător de fotbal și oricine, și fetele mele fac handbal, dar trebuie să dea totul când intră în teren. Eu de-aia părere. Da, suntem de acord cu dumneavoastră. Total de acord cu dumneavoastră. No. Și eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes Gloriei Bistrița, ca să nu se întâmple să retrogradeze sau alte probleme. Dar dumneavoastră să fiți în continuare alături de echipă, da? Dar bineînțeles că o să fiu alături, dar în situația în care un jucător să vede că dă totul pe el, sau că și eu am jucat în divizia C la Beclean, că mai mult n-am putut, dar să vede un jucător de fotbal care dă totul când intră în teren și când e în terenul de fotbal. Dar spuneți-mi dumneavoastră la meciul cu FC Vaslui, dacă ați fost pe stadion, la 1-0 pentru Gloria au fost niște momente extraordinare când toți băieții jucau pur și simplu cu tot sufletul, cu toată pasiunea. Despre asta vorbiți dumneavoastră, da? Da. No. Și eu asta vreau, ca nu numai că toți acum hai să îi iertăm, că nu există acum cum acum și cu fondurile astea și cu banii și cu tot, că eu știu că și domnul Pădureanu și toți fac ce pot cu banii ca să plătească salariile și așa și așa, că tot așa e în România în ziua de astăzi. Dar totuși un jucător trebuie să dea totul pe teren. Aia e principalul. Dacă nu dă totul pe teren, că nu o să fie el Maradona sau Gullit sau Van Basten sau cine a fost jucător de valoare și
Ronaldo și nu știu cine. Da, să știți că războiul e lung, au fost câteva lupte, mă rog, două egaluri, trei înfrângeri. Doresc să subliniez ce a spus domnul, chiar sunt total de acord și asta este și deviza mea, poate să justifice și jucătorii. Le-am spus întotdeauna și susțin această cauză. Dacă nu putem să echivalăm prin valoare, cel puțin prin ambiție și dăruire, aceasta este critica pe care trebuie să ne asumăm. Dacă intrăm în teren, că joc cu Steaua, intru în teren că joc cu Steaua și mă fac pe mine, că joc cu Steaua, nu? Păi eu îmi joc ultima carte. Clujul a avut șanse cu AS Roma? A avut șanse cu AS Roma? Nu, domnule, intru în teren cu cât pot, intru cu... că trebuie să câștig meciul ăsta, nu? Eu de-aia părere. Corect. Absolut. De-aia părere, trebuie să intru hotărât în teren, nu intru că tremură chilosul pe mine, nu? Nu e adevărat lucrul ăsta. Bine, vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Și eu vă mulțumesc mult și mă mulțumesc, studați. Nicio problemă. Nu e nicio vă doresc problemă. O noapte bună și... Vă mai așteptăm și în alte emisiuni. Și hai Gloria! Mulțumim, luptă Gloria! Revenim la discuțiile noastre, domnule Tăburcă, dar haideți să le întrebăm puțin pe Cosmin. Trebuie să depășim acest moment, Cosmine. Tu ești capitanul formației și alături de antrenorul principal, domnul Sandu Tăburcă, alături de Cristi Coroian și de Sandu Negrean, împreună cu ceilalți de lângă voi, trebuie să depășiți acest moment. Este această pauză de două săptămâni, una benefică pentru Gloria. Este un moment cheie. Da, este un moment mai ales că am mers la Craiova și am venit cu o înfrângere rușinoasă. Trebuie să punem multe la punct. Noroc că a venit această pauză și trebuie să ne revenim moral cât mai repede și să fim realiști și să știm fiecare unde am greșit, că doar așa putem trece cât mai repede peste greșelile care le-am făcut și să începem să ne corectăm și să aducem numai să aducem puncte la Bistrița și să avem rezultate bune. Și cum spunea domnul antrenor într-o emisiune din săptămânile trecute, este important, foarte important să eliminăm defectele și să adunăm calitățile, domnule Tăburcă. Cum se comportă echipa? Chiar dacă am pierdut cu 5-1, au fost părți de joc, primele 35 de minute, după cum spuneați puțin mai devreme, minute foarte bune, cu ocazii, cu joc bun, pase, devotament, s-a jucat sufletește, dar tinerețea acestor jucători se pare că elimină cumva ambiția în momentul în care primesc gol. Da, este o, nu știu cum să spun, o constantă care ne-a caracterizat în ultimele meciuri și am impresia că, nu știu, eu sunt singurul care sunt foarte, foarte critic cu mine și se pare că am trecut de la extremă la alta. Anul trecut s-a jucat foarte, foarte defensiv. Acum am încercat o notă ofensivă pentru a crea o anumită spectaculozitate și am impresia că s-a înțeles puțin greșit. Poate, nu știu cum să trebuie să corectăm aceste lucruri. Știu foarte bine, rezultatele le poți avea numai dacă ai o defensivă foarte, foarte sigură. Asta nu înseamnă că dacă joci ofensiv, da, să deschizi cum absolut toate porțile, cum se spune, și să lași adversarul să te depășească foarte, foarte ușor. Și cu un sistem de joc defensiv nu ai neapărat o apărare bună? Am spus încă o dată, sistemele sunt relative. A juca ofensiv sau defensiv este numai o problemă de optică. Ce înseamnă a juca ofensiv sau defensiv? Eu sunt adeptul unui sistem flexibil, se spune întotdeauna acordeon. Încerc întotdeauna să împing echipa sus când atac și să mă retrag cu toată echipa când sunt în apărare. Lucrăm în bloc funcțional. Nu reușim momentan să ducem acest joc în 90 de minute. Avem momente de scurt circuit. Și acest lucru ne costă puncte pe care le lăsăm din păcate adversarilor. Și cât de important e să nu rămână acele găuri între compartimente? Da. Au fost meciuri în sezonul trecut când diferența între apărare și mijloc sau apărare și atac era imensă. Nu pot să poate jude. Cosmin, pentru că a fost în teren. Da, nu poți să zici că joc ofensiv poate să-l facă și fundașii. Deci un joc ofensiv îl face toată echipa, jocul defensiv îl face toată echipa. Nu poți să zici că apărarea a fost slabă sau, cum a zis și domnul profesor, poate greșeala a plecat de undeva și, într-adevăr, poate și noi, cu jucătorii cu experiență, trebuia să ne dăm seama mai repede unde s-a greșit și să rupem faza din fașă ca să nu se ajungă la